Salutări tuturor! Numele meu este Bianca și astăzi vreau să vă arăt o chestie pe care pe mine m-a amuzat extraordinar de mult. Și acea chestie am descoperit-o din greșeală când mă plimbam așa ca o tâmpită prin pozele de pe grupul Swiftly pe care l-a făcut Dani și deodată văd postarea asta în care zice: în setările unui video de pe YouTube ai posibilitatea de a mări viteza acestuia, iar eu sugerez să selectezi viteza a doua pentru a reduce durata clipului. Vai! Deci, am să dedic acest episod momentelor care, din filmulețele mele cât mai cele mai recente, care sună atât de haios și caragios cu schimbarea vitezei filmulețelor și sper să vă placă. Deci, hai să începem. Păi bine, da, așa. Oricum, sper că v-a plăcut acest mic episod. Acest episod despre Sâmbura Suferit, despre Deborah. Sper că nu mă urâți acum despre ideile mele. Tot o ură asta, cum am spus, este un personaj rău atât de bine creat și ceea ce îmi place la ea sunt, de fapt, caracterele ei de villain, să zic așa, și da, trebuie să mă turisesc. Mi-a tăcea să o pot de cu conflicti care ar putea să fie varianta noti sau rea abitiz. Fără că mă urmă, că fac sau dacă, opa, asta e ca să nu știu să fie poate să facă. Pe care ai, să apare și... Vă spun ceva. Wow, ca pentru prima oară în sala delegaților. Știi de delegația? Tot varianta care scade. O să încerc să ridic afinitatea pentru că apare în episodul 27 cu Pria și peste care toată lumea s-a... exasperat că Pria este fiecare ilustrată cu băieții noștri. Și pentru final, aș vrea să-l pun și pe Dani, pentru că el a fost cel care mi-a dat ideea asta genială, și să-l pun cu una dintre secvențele care cred că a fost cea mai genială din episodul ăsta 23. Bun, n-a picat, am făcut camera cea mai importantă în această casă. E chiar foarte frumos la voi. Aveți o casă cu două etaje și aveți doar 4 camere și n-aveți WC în baie. Mai bine zi în apartament, păpușă. Îmi pare rău. Sper că v-a plăcut această chestiuță, pentru că nu pot să-l numesc episod. Dacă vreți să fac chestii din astea ca un fel de extrauri ale filmulețele mele, unde fac unde variez viteza vocii mele ca să fac momentele comice din episoade și mai comice, și dacă vreți puteți să dați la cum se zice, la setări să meargă pe viteza a doua, să vedeți cum sună atunci. Vai, nici nu vreau să-mi imaginez. Oricum, sper că v-a plăcut acest filmuleț, iar noi ne revedem cât mai curând cu Friendship, pentru că acum sunt înapoi acasă și am să mă reapuc de el. Serios, vă pup! Pa, pa!